Jocurile politice sunt din ce în ce mai prezente acum când ne aflăm în fața unui an electoral dificil, prilej cu care apar și informații false cu privire la unele partide politice. Așa cum este și informația lansată în spațiul public potrivit căreia Partidul Mișcarea Populară din județul Hunedoara ar fi trecut la Partidul Umanist Social Liberal. Președintele PMP al filialei Hunedoara, Viorel Arion, dezminte această informație. Nu știu de unde au apărut, chiar mă întrebam și eu cum poate să apară o astfel de știre neverificată în presă. Am dezmințit-o imediat printr-un comunicat de presă, nici vorbă de așa ceva. Eu și colegii mei de la PMP ne vedem de drum, am stabilit care sunt prioritățile, care sunt pașii, ce facem în viitoarele alegeri din anul 2024. Deci nici vorbă, Partidul Mișcarea Populară își vede de treabă. Mă așteptam la o asemenea dezinformare de la un partid cu mai multă experiență politică. Dezinformarea asta că un partid trece în totalitate la un alt partid mi se pare chiar o copilărie. Nu cred că așa se face politica și mai mult decât atât să nu uităm că Partidul Mișcarea Populară are organizații în toate cele 69 de UAT-uri din județul Hunedoara, are oameni care au candidat în mai multe rânduri de alegeri, deci chiar dacă are procentele mici, are experiență mare.